În România nu există doar COVID, ci și alte boli. Una dintre acestea este și gripa sezonieră, care începe să se manifeste odată cu debutul sezonului rece. În județul Hunedoara au ajuns deja două loturi de vaccinuri antigripale, care au fost repartizate de către Direcția de Sănătate Publică la spitale și la medici de familie. Sebastian Mezei, directorul DSP Hunedoara, a precizat că în județ va mai ajunge în curând încă o tranșă de vaccinuri antigripale, care vor fi distribuite medicilor de familie. Noi am primit deja două loturi de vaccin antigripal. Primul lot a fost repartizat către unitățile spitalicești și din celălalt lot am început să distribuim la medicii de familie, în funcție de cum ne-au solicitat. Așteptăm să ne mai vină doze suplimentare și acestea vor fi distribuite la nivelul județului cât mai repede posibil, astfel încât să ajungă la cetățenii care doresc să se vaccineze. Sebastian Mezea a mai menționat că între vaccinul antigripal și cel anticovid nu există incompatibilități, ambele putând fi administrate chiar în aceeași zi. Facem o precizare importantă pentru mulți. Dacă există ceva neconcordanță între vaccinul anticovid și vaccinul antigripal? Nu există, poate fi administrat chiar și în aceeași zi, nu există absolut nicio problemă, poate fi administrat fără nicio restricție. Legat de vaccinare, reamintim că în acest weekend, de vineri și până duminică, în municipiile Deva, Hunedoara și Petroșani, vor avea loc maratoane de imunizare anticovid. La Deva, vaccinarea anticovid se va face la Centrul Cultural Drăgan Muntean, la Hunedoara, la Centrul de Recreere al Pensionarilor și la Petroșani, la Sala Polivalentă, serurile administrate fiind cele produse de Pfizer și Johnson. Aceste maratoane sunt organizate de Direcția de Sănătate Publică, împreună cu instituția prefectului și primăriile din cele trei municipii, programul de funcționare ale centrelor de vaccinare din Deva, Hunedoara și Petroșani fiind între orele 8 și 20.